Sunt câteva elemente importante care le putem comunica. 1. Vorbim de suma de 600 de milioane. 2. Există clară înțelegere prin ce jurisdicții și prin ce bănci aceste sume au trecut. Pe unele jurisdicții deja există informații clară unde au ajuns acele sume materializate în cumpărarea de bunuri sau servicii. Nu pot să vă spun statele, deoarece încă e informație care urmează să fie, sunt acțiuni care urmează să fie întreprinse. Dacă eu vă spun că există ceva într-un anumit stat, păi noi vrem mai întâi să punem sechestru pe acele bunuri și să le începem procedura de recuperare înainte de a spune unde ele sunt, fiindcă le dăm motiv celor care le au să le ascundă mâine. De aceea, haideți să fim, cu siguranță există progres. Și există o conlucrare deplină între autoritățile Republicii Moldova și investigatorii internaționali. Ba mai mult ca atât. Investigatorii internaționali lucrează cu alte agenții internaționale și ba mai mult ca atât lucrează cu Procuratura Republicii Moldova, cei care instrumentează cazul legat de frauda bancară. Deci există o cooperare pe diferite dimensiuni foarte bună și în speranța că ne vom mișca foarte repede și la nivel de recuperare. Mai mult ca atât, am discutat cu cei de la Crol, știți foarte bine că în Parlament am aprobat o lege și urmează să implementăm acea lege prin crearea acelei agenții de recuperare a bunurilor infracționale, care va avea și ea rolul important în a ajuta investigatorii internaționali să recuperăm mai repede ce putem și pe interior și pe exterior.